învățat că ceea ce e în inima omului, ceea ce e în sufletul omului, poate să transmită într-un mod relevant, atingând și sufletul și Duhul. Și mă bucur că în seara asta sunt împreună cu noi. Alături de ei, evident, sunt, am înțeles, și soțiile voastre, da? Sunt pe aici pe undeva și ele, hai să le vedem. Sunt, vă ridicați și în picioare, măcar să vă vedem o dată la 40 de ani. Hai să vedem, așa. Super, avem surpriză faină în seara asta. E alături de acești tineri la 40 și ceva de ani, mai avem o legendă. Aici așteptam să intre muzica din filmul lui Clint Eastwood. Dar fratele Luțu Tipei e un om care de 10 de ani a condus unul dintre cele mai, de fapt, cel mai dezvoltat cult neoprotestant din România. Greu de păstorit, dar a reușit. Dar un om pe care l-am admirat de aici, din neighborhood, din vecinătate, pentru că a fost un om care, pe lângă darul pe care Dumnezeu l-a pus în el, i-a dat și o înțelepciune de a înțelege vremurile. Și pentru mine contează atât de mult să ai oameni care înțeleg vremurile și să-l văd că acum, chiar înainte de a se retrage oficial, a ajutat la lansarea unei noi biserici în Arad, Eclesia, care prin Oti, fiul dânsului, aduce un gust proaspăt, relevant, binecuvântat în comunitatea arădeană. Este o mare binecuvântare pentru noi. Ce mod extraordinar să poți să predai ștafeta unei următoare generații, înțelegând nevoia schimbării formei de dragul întăririi esenței. De aceea, pentru mine, fratele Luțu, este un om deosebit și abia așteptăm să vă ascultăm și să vă binecuvântăm în numele Domnului. Și fără a spune prea multe, ar vrea să-i mulțumim Domnului pentru seara asta, să-i o consacrăm Lui. De aceea vă rog să vă ridicați în picioare și mai apoi vom da cuvântul și cântul oaspeților noștri. Doamne, în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, te binecuvântăm în seara asta. Pentru că ne faci parte de un meniu bogat de har, de dar, de atâta experiență. Doamne, de atâta încurajare și mângâiere care am primit-o prin aceste melodii de cursul atâtor zeci de ani. Mulțumim că i-ai ținut pe frații Damian între noi, i-ai ținut uniți, i-ai ținut sfințiți, i-ai ținut binecuvântați și în seara asta ne pot binecuvânta cu vocea pe care le-ai dat-o și darul. Doamne, te rugăm să binecuvântezi întreg evenimentul din seara asta. Fiecare cântare, Doamne, fiecare cuvânt. Ne rugăm, Doamne, pentru echipa care îi va ajuta și instrumental și vocal să-i răsplătești și să-i binecuvântești și pe ei. Ne rugăm, Doamne, pentru fratele Luțu la momentul potrivit să aducă cuvântul potrivit și mulțumim pentru moștenirea care ai lăsat-o și exemplul care ne-l dai prin el. Și mulțumesc, Doamne, pentru fiecare persoană care în seara asta a lăsat din timpul ei să fie aici, de dragul Tău, în primul rând. Fiindcă pe Tine te glorificăm și Ție îți consacrăm tot ce se va întâmpla aici. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Haideți să-i încurajăm! Pentru El sunt toate lucrurile, a Lui și numai la Lui să fie slava în veci de veci. Amin. Primul cântec este o rugăciune pe care am scris-o într-o dimineață. M-am rugat într-o dimineață și am zis asta sună bine și de un cântec și cred că se potrivește pentru fiecare copil, ucenic al Domnului Iisus Hristos. Se cântăm împreună dacă cunoști acest cântec. Depinde de tine. Să-mi dai viață, dai zi de zi.
noi și onorește credincioșia Lui în fiecare dimineață pentru fiecare dintre noi. Ridică soarele peste această frumoasă țară România și pe acest minunat oraș Arad. Fiți binecuvântați de Domnul. Puteți reocupa locurile? Suntem către a doua parte a acestui turneu numit Mesaje și Armonii. Un turneu pe care Dumnezeu l-a rânduit numai El și în grija și în bunătatea Lui să îl facem pentru slavă Lui, pentru gloria Lui. Ținând cont de multe convorbiri pe care le avem cu oamenii, pe oriunde mergem, exact cum zicea și pastorul Cristi, am crescut cu muzica voastră. Și când cineva spune lucrul acela, îți dai seama că anii au trecut, lună după lună, an după an, dar ne-a rămas această moștenire și o trăim fiecare dintre noi a Harului Divin, a credinței dată prin Scriptură și jertfa divină a Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aceea am ales să cântăm unele dintre, probabil, cele mai cunoscute cântări în grupului de Messengers. Ar fi trebuit să stăm multe ore să le cântăm pe toate, dar am ales câteva dintre ele. Următorul cântec este inspirat din Psalmul 46 și Psalmul 91. Era anul 1997, într-o toamnă, când strângeam frunzele în spatele casei și în perioada aceea eram atacat de un duh de frică de moarte. Credeam că în fiecare secundă, în fiecare minută cad jos și voi muri, și voi muri, și voi muri, și voi muri. Și Domnul, adunând acele frunze, mă ajută Brandon. El avea vreo 3 ani. Și Andrew, vreo 2 ani, că diferență de turnam și o zi între ei. Ei țineau sacul așa și eu puneam frunzele. Și am început să cânt, gândindu-mă la Psalmul 46 și 91. Ești cu mine mereu, ești cu mine mereu, orice ar veni pe brațul tău voi fi, ești cu mine mereu. Și a fost, este și va fi mereu cu mine. Uitați, au trecut atâția ani de atunci și mă aflu prin har în mijlocul dumneavoastră, în această biserică frumoasă. Și vreau să cântăm cântecul acesta, ești cu mine mereu, ca o rugăciune. Și acolo unde ești, Cristi, ești cu mine mereu și următorul cântec. Hai să ne rugăm pentru pastorul Cristi și să întărim și prin acest mesaj al Scripturii și al cântecului că Domnul este în control și este același plin de dragoste, de milă, de iubire, de compasiune și rănile Lui de la Calvar face bine oricui. Amin? Să cântăm cu o rugăciune pentru fratele Cristi și ca o încurajare. Iubește, zice Domnul, Psalmul 91 spune așa.
Fără el, numai tu cu chipul și dumneavoastră, bine? Dau cu o mulțumire din inimă, cum n-ați făcut-o încă săptămâna aceasta, bine? Probabil duminica v-ați închinat cruzat, poate săptămâna asta nu e, ești atât de drag, Doamne, ești cu mine mereu, hai să cântăm o dată cu acesta. Ești cu mine mereu. Trezește, nu-mi place să zic că suntem în România. Cred că dormea ca un român după ce-o tras la coastă toată ziua și se odihnă bine. Mă duc să aminte de oamenii care cosesc și dorm bine noaptea. Cred că așa dând dormea Domnul Iisus Hristos s-a ridicat acesta pe acele valuri și a rămas peste viacuri cuvintele. Hai să le zicem toți împreună, taci fără gură. Taci fără gură. Și marea aceea învolburată, talazurile, dintr-o dată s-au făcut sticlă. Nimic nu a mișcat, pentru că Creatorul a vorbit. Și acest Creator este Tatăl tău și Tatăl meu. Credeți lucrul acesta? Amin. Și așa cum ne-a iubit Hristos pe cruce, ne iubește și astăzi. Pentru că ești unic și te-a plătit cu prețul jertfei divine. Acest cântec l-am scris în pandemie, citind acel pasaj, și cred că este o îmbărbătare pentru fiecare dintre dumneavoastră, așa a fost, cum a fost pentru mine. În acel basement, fără lumină, am început să scriu, Iisus este la cărui. Fie Domnul lăudat. Ajungem în casa din cer.
care vorbi. Vorbește și va vorbi în dreptul celor. Este pentru luminița. M-a sunat așa din... Știam că merge la doctor pentru un check-up. Și am mers la două ori, așa trei ori. Și mă sună... Eram în pantalon scurt. Eram totuși undeva. Și zice... Așa senin. Doctorul mi-a spus că am cancer. Am lemnit acolo pe scaunul acela. Parcă am intrat într-un butoi de gheață și am început să dârdâi. Era cald afară. Mă dârdeam ca și cum eram în ocean înghețat. Atât am putut să-i spun, vine acasă. De-abia a venit acasă. Și mi-aduc aminte, după câteva ore, mi-am luat umbrela că a început să ploaie la Portland. Și am început să umblu prin cartier acolo și am zis, până n-am vocea ta, mă duc acasă. Spune. Și am auzit vocea aceea care a zis, barurilor, taci fără gură. A spus, luminița e doar răcită, tratează-o ca o răceală. Și pacea aceea, care vine doar de la Dumnezeu, a coborât în sufletul meu și a intrat în casă și a spus, luminița, tu ești răcită. N-ai cancer. Dar o pace deosebită a fost peste noi. A urmat intervenția aceea chirurgicală și a trecut de atunci, din 2004 până astăzi, mulți ani, Ștefan, așa. Și Domnul și-a ținut păgăduința. Ar putea să, frate Luțuc, sunt sigur că o să vă spună din experiențele dânsului. Și am putea să, microfonul ăsta, la o grămadă de oameni să spună cum Dumnezeu a lucrat pentru viața voastră, așa e? Aleluia! Nu putem face asta, dar printr-o ridicare de mână. Să zicem, Doamne, uite aici o mână în viața căruia Tu ai spus odată, taci fără gură și ai intervit miraculos în viața mea, Doamne, și mulțumesc și mă închin și Te glorific pe Tine, Doamne. Căci la jertfa de la Calvar Te-ai văzut valoare în mine prin sângele Fiului Tău. Următorul cântec se cheamă Ai valoare. Dacă cumva Te regăsești în acest mesaj, Dumnezeu se uită la Tine prin jertfa Fiului Tău. Te vede enorm, enorm de valoros. Să cântăm cântecul acesta împreună, Ai valoare. El a iertat.
tare, oricine fiu, tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Ioan 36, să-l citim și pe ăla, că ăla e mai greu de memorat, dar e complet opusul la 3 cu 16. Spune despre cine are pe Fiul, are viață. Cine nu are pe Fiul, nu are viață, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Vai, păi numai 20 de versete, iubirea lui, oricine crede în el, are viață. Sau mânia lui Dumnezeu. No, omule, ai de ales. Iubirea, viața veșnică sau mânia lui Dumnezeu. Noi trei și mulți dintre dumneavoastră ales iubirea lui, așa-i? Puteți să ridicăm încă o dată mână, Doamne, să mulțumim pentru această iubire nemeritată. Când ne-a dat-o prin jertfa Fiului Tău. Uite, este versetul acolo, n-am spus eu. Ci este versetul din Ioan 3. 36. Și când e cu acesta se referă către tine, Doamne, Domnule, prieten, iubit, cel care încă nu ai făcut acel pas către relația cu Hristos. Poate crezi în El, ai auzit de El, dar încă n-ai zis, Doamne, vin la Tine așa cum sunt, primește-mă, Te urmez. Nu înțeleg eu mult aici, dar la porunca Ta Te urmez și îți mulțumesc pentru iubirea Ta. Cel care s-a dat pe Sine ca să moară pentru Tine e Iisus Hristos, din Nazaret. Thank you.
Dragilor, vă mulțumim. Dacă tot vă prindem atât de rar o dată la 40 de ani și veniți de la atâția mii de kilometri distanță, am zis că vrem să și povestim un pic cu voi în seara asta și am câteva întrebări pentru voi, așa ca să vă cunoaștem și dintr-o altă perspectivă, una poate mai personală, mai apropiată. Așa că simțiți-vă liber să răspundeți care vreți dintre voi. Ziceți-ne câteva cuvinte despre voi. Totuși, de unde veniți din țară, când ați plecat în America, eu știu, ceva despre familie și așa mai departe. Măcar câteva lucruri suntem curioși să le aflăm. Ne-am născut între Carpați, într-o casă, cu mulți frați, pe pământul acesta a românilor, cu oameni buni și minunați. Vă ziceți aminte de cântarele? România. Aici ne-am născut, în România, în Sibiu, și am plecat în Statele Unite în iunie 1983. Doi părinți și 7 copii pe vremea aceea, cu 13 valize. N-am crezut niciodată că ne vom întoarce înapoi în România, dar mulțumim de Dumnezeu că România a rămas aici în sufletele noastre și Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Suntem încă români. Copiii mei și nepoții mei sunt români născuți în America, dar trei dintre ei, uite că sunt... Ia, te rog, poți să ne prezinți, te rog. El este Brandon, băiatul de la mijloc. Băiatul cui? Al cui este Brandon? Al meu, toți muzicienii sunt... Deci, el e Zanii și al Luminița. Corect. Jason, cel întâi născut. El ne-a făcut părinți. El e the baby, cel mai mic dintre copiii noștri. Noi avem 4, mai avem o fată acasă, căsătorită cu Chris, și încă 4 nepoți. Sunt papi și ea e Mimi. Ok. Bun, asta e despre tine. Ia să vedem. Spune un pic despre tine, te rog. Despre mine. Narcis. Sunt aici cu noi. Eu am 5 copii. Dintre frații mei, eu am cel mai mulți copii. Am un băiat și fapte. Și cu mine mă însoțește Alex, Navei și Charlies. Puteți să vă ridicați picioare? Charlies, Navei. Soția a rămas acasă cu cele două micuțe. Pentru Charlie și pentru Navei este de prima dată în România născută. Wow. Bineînțeles, toți copiii sunt născuți în America și fetele au zis: tati, mai vrem să venim în România pentru că ne simțim foarte safe, sigur. Că se simte foarte deci în siguranță. So, thank you! Și Radu? Eu sunt Radu, sunt între ei doi. Și la vârstă. Între noi către 11, 6 ani, știi? Câte 6 ani. 6 ani, între noi. Între noi, 3. Cu mine, pentru prima dată, care mulțumesc Dumnezeu, este soția mea, Alina. Și copiii mei, avem 4 copii, 3 băieți și o fată. Și anul trecut s-a adăugat... Nora noastră. Dacă vreți să vă ridicați în picioare, we have Ginger, Caius, Gianna și Lucas este afară la CDs. Mulțumesc Dumnezeu că a putut să vină cu mine și suntem bucuroși că suntem aici împreună. Am o curiozitate. Evident că toți trei aveți niște voci deosebite. Le moșteniți de la cineva? Mama, tata, bunica, cineva în familie? Păi, mămica și tăticul erau cam primii tineri la Sibiu pe vremea aia, înainte de anii 60. Mămica cânta la... Vă duceți aminte? Era acordeon, un fel de acordeon cu clape rotunde. Harmonică, okay. Zicea. Și tăticul avea harmonul ăla mai mare. Și sunt, hai să cântăm o cântare amândoi. Și cam așa s-au cunoscut. Ea la harmonică, el la acordeon. Și... a rămas împreună. Tăticul a trecut la Domnul, a avut 84 de ani prin COVID, Dumnezeu
l-a chemat acasă, mama este acasă, în Portland, împlinește 82 de ani, dacă Domnul ajută în câteva 2-3 luni. Dar rugăciunea lor, dacă există de muzică, de moștenire, fiind cântăreți, ei a spus, Doamne Dumnezeu, a spus rugăciunea, a spus, să ne dai câți copii vrei, dar te rugăm un lucru, păstrează-i sănătoși și dă-le din darul muzicii să te laude pe tine. Amin. Dumnezeu, prin farul său și credincioșia lui, în planul său, mi-a dat câte o picătură, așa. Și când v-ați hotărât să cântați împreună sau, eu știu, oficial vorbind, când v-ați grupat sub numele acesta, sub direcția aceasta? A fost 1983. Gândul meu din România, fiind copil de 22 de ani, ajungând în Statele Unite, a fost să înregistrez o casetă. Ok. BASF, TEDx, vă aduceți aminte de alea? ATV, vă aduceți aminte de alea? Corect, corect. Asta a fost visul meu, să ajung în America, cântările ce le-am compus în România, să le pun pe o casetă, mai professional registrat, și să le duc, să le întorc înapoi, să vină. Deci să înțeleg că deja tu aveai darul din partea lui Dumnezeu, da, încă de când erai în țară, da, dar s-a oficializat sub forma asta în state. Statele Unite. Primul lucru ce l-am cumpărat, primeam de la guvern $230 și aici este George Horga, un altul nostru președintele misiunii, fratele lui mai mare. Un alt lucru, dacă mai îmi permiți, pe lângă muzică, am vrut să ajung în America să-mi cumpăr Adidas alb. Oh. Asta ca să fie de piele original, nu chinezești, știi? Că vedeam pe ăștia, era un copil lângă noi acolo, copil de major, colonel, și așa își permita orice, Crembuș. Nu stăteam, nu uitam la Ioan, că ce e bădă așa. Am mâncat la Crembuș când am ajuns în America, vreo 3 luni mâncat. Să mă sat. Da. Super. Și George mi-a dat, când am ajuns la aeroport, George, cum altul meu, și țin în rabul de mulți ani, mi-a dat $10. Știi, deci asta e pentru tine. $10 pentru mine, deci 10 lei, ce fac cu 10 lei? Mă duc de 3 ori la cofetărie, mănânc un profiterol, beau o sicola și cam n-aveam knowledge-ul de valoare la bani. Dar mergând într-un magazin, am văzut Adidas alb. Și era 9,99. Am luat $10, am dat tantii aia și... Și acum mai am. Nu aia, dar vreau să țin. Adidas. Super. Foarte faine. O întrebare, în ăștia 40 de ani, cu siguranță că ați avut tot felul de momente interesante, nu știu, ne puteți împărtăși vreo ocazie mai specială, vreun moment mai deosebit de care vă aduceți aminte? Da, acum 2 zile la BBS-ul. Așa. A fost un weekend, poate un vis care s-a împlinit pentru noi, să putem să cântăm cu niște oameni minunați, oameni care mi-au binecuvântat. Deci a fost așa un pinnacle pentru noi. Dar bineînțeles, în cursul anilor m-am avut și suntem aici cu oameni care mi-au însoțit. Pastorul Cornel Urs este prezent cu noi. Deci am petrecut și dacă Dane poate poți să-ți aduci aminte. Ce mă remarchează pe noi când un om, după o evanghelizare, vine și mărturisește asta. Ce mai... Nu există valoare când un suflet vine, zice, odată, în locul acela, l-am auzit despre Iisus Hristos prin cântecele voastre, prin mărturia voastră. Astăzi sunt pastor. Este unul în rândul cu Vâlcea. Sunt pastor, am ajuns și alții și nenumărate mărturii cum ei au primit pe Domnul. Astea sunt cele mai... Nu uite, cât ne zice de 2 zile, hai să mergem 4 zile, nu? Sau câte? La Negreștoași. Dumnezeu a folosit momentul acela când un bărbat și-a persecutat soția toată viața și a știa toată comunitatea cât o bătea, cât o abuza, că pentru că este credincioasă. Un an în urmă, sora aceasta a trecut la Domnul și rugăciunea ei toată viața și toți Gheorghe al meu să vină să se pocăiască. Și 4 zile în urmă, la mesajul cuvântului, Evangheliei și a cântărilor, vedem din spate când s-a făcut chemare. Eu n-am crezut că e bine pentru Domnul, am crezut că vine să-i zică ceva la pastor. De-abia am umblat. Și s-a prăbușit în fața altarului și este Gheorghe și toată. S-a mirat, ce minune mai mare poți să... Ce
aceste lucruri nu suntem noi, tu știi bine, Cristi, exact. Sunt niște vase în mâna Domnului care ne folosește pentru o vreme, între 40 de ani sau cât Domnul, 50 de ani, acești oameni extraordinari cu care atâta experiență. Și toți dumneavoastră, în locul, când cumpărați o fric de la Gigi sau mâncați un crem și de aici de la Crișan, cum îl cheamă Crișan? Extraordinar, un crem și numărul și savarin, am mâncat ieri unul și azi dimineață încă unul. Dar puteți atât de ușor poți să transmiți dragostea lui Hristos. Fiind diferit de următorul care vine și comandă, un cuvânt de încurajare, de Dumnezeu binecuvântare sau să vedeți cum imediat omul își deschide ce. Și știți foarte bine. Cu siguranță că lucrurile au fost frumoase, dar pentru orice fel de lucrare sunt și provocări. Care au fost câteva din provocările voastre? Provocări, chiar vreau să fiu sincer. Vezi că nevastă ta ești tău. Da. Nu e vorba de a... Din păcate, oameni care poate nu au fost așa de mult în înțelepciune sau din invidie sau din alte motive, încerca să ne rugească să ne pună jos și să se termine lucrarea aceasta. Dar mulțumim de Dumnezeu că totdeauna ne-a dus la cruce și ne-a dus aminte că trebuie să iubim, să iertăm, să răbdăm și să ne țintim ochii la chemarea. Vreau să pun întrebarea lui Radu, cred că, legat de pletele lui. Eu tot timpul le-am admirat și nu știu cum de-i tuns, așa, că tuns cineva în ultimele zile sau... Eu am avut multe cu părul meu. Probleme. Da. Dragilor, noi ne bucurăm mult de voi și ca un semn al aprecierii noastre, vă dăm și noi un mic simbol, doar o cărticică pe care am scris-o și eu în ultimele săptămâni. Și aș vrea poate să ne spui contextul în care a scris acea cântare, care cel puțin pentru mine a însemnat enorm de mult. Și înseamnă, destinul tău este să-mi vin și mai apoi, dacă ne puteți și cânta, cred că o să iasă extraordinar. Destinul tău, cred că este printre primele cântări. În America, cred că este a doua sau a treia cântare care am compus-o, a fost O poartă deschisă, prima. O poartă e, mai este loc la cruce. Voia ta, nu voia mea, să se facă la mine. Și apoi a venit destinul tău. Destinul tău, a fost un afiș mare, o trupă de cântăreți, Digar Modechi și Jesse Dixon, dacă au venit în oraș și aveau un poster mare așa și scria Destined to Win. Și am fost la concertul ăla, n-am înțeles eu mult, eram mult mai liniștit pe vremea aia. Prima duminică în Statele Unite. Hai să vă încurajez să faceți lucrul ăsta. M-am dus la biserica americană, că românii nu prea aveau biserică. Și eu când am intrat în biserica aceea, am zis, că i-am spus cum se închină, am zis, ăștia, toți merg în ea, după conceptul meu. Toți, nu există. De felul cum se manifestă. Dar așa de mult mi-a plăcut atmosfera și muzica, că i-am zis la asta, duminica viitoare, mergem la ea. Și m-am văzut, duminica viitoare, noi români, am văzut că prima cântare, mâinile astea se ridică așa. După a doua cântare, până la sfârșitul închinării, dar n-am mai mărturisit că merg în iad, că ăștia toți merg în cer. O schimbare a... Și așa am scris odată, am văzut afișul ăla scria Destined to Win și m-am dus la cineva, am zis, ce înseamnă destin? Ce destin să-mi vingi? Am zis, asta e foarte bun titlul de o cântare. Și gândindu-mă la cer, gândindu-mă acasă, gândindu-mă la patria cerească, acolo tindem, acolo este promisiunea, așteptarea bisericii lui, la mea să ajung acasă. Așa s-a născut cântecul acesta, destinul tău. Noi nu putem să-l cântăm așezat, așa că vă invit să vă ridicați și haideți să-i cântăm împreună cu ei. Thank you.
scăzut să te ridici, destinul tău l-a scris cândva Iisus. Numele tău de mult e scris în cartea vieții din paradis, destinul tău e cerul său, să știi. Edificiul acesta este o clădire înălțată pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Prin multă muncă a dumneavoastră, sudoare, sacrificiu, dedicare și atâtea, lista continuă. Dar toate pentru slavă, pentru gloria lui Dumnezeu. Și vă place acest locaș? Felicitări, extraordinar. Dar înainte să vorbim tot de această clădire. Uitați acolo, cunoaște pe băiatul acela din Gata. Gabi, un levit special, un levit pe care Dumnezeu l-a înhăruit și i-a dat un dar. Cântă chitara aia, hai, de mine plânge câteodată. Că zice, mai cântă, mai Gabi, mai dă-i pe mine. Un băiat talentat, mulțumim că l-ați lăsat și este parte din acest turneu aniversar. Și aici, ok, pe tine te las un pic,
Dar partea asta la altă. Uite ce aripi avem. David și Chris. Ne-am îndemnat să nu se lase niciodată, nicio soție să nu-i oprească, nimic să meargă înainte de darul pe care Dumnezeu le-a dat să-l slujească. Chiar dacă e greu câteodată, muzicienii sunt mai dificili ei, dar sunt oameni plini de bucurie care vă iubește enorm de mult, să știți lucrul acesta. Au ei ceva special din Dumnezeu. Binecuvântarea Domnului să fie peste tine și casa ta, la fel, David. Și apoi un avion din ăsta trebuie să condus, pilotat de cineva. Și cel mai talentat om pe care l-am cunoscut la keyboard so far în România este acest maestru om de la BBSO, Amy Oncor. Are el last name Oncor, dar nu e Oncor deloc. Să știți, un om smerit. Și aici este Natalia, care ne ajută enorm de mult. Vreau să mai menționez încă un om care este foarte important pentru noi în toți acești 40 de ani. N-am ce s-a pomenit într-un fel, dar este acest bărbat lui Dumnezeu cu care am petrecut ani și ani de zile de pe coasta Spaniei până în Republica Moldova, prin țări, prin biserici, prin parcări, prin atâtea și atâtea. Un om deosebit pe care Dumnezeu l-a folosit. Mulțumim foarte mult în numele Domnului Iisus Hristos, ție, Pastor Cornelius. Și acum înapoi la acest edificiu am venit și cu dorința aceasta să cât putem noi să fim parte la lucrarea frumoasă pe care Biserica Harvest o are și acest proiect a noi clădiri, a grădiniței de copii care se construiește, s-a văzut aici la intrare, este în roșu, păi trebuie să fie terminată, așa-i? Și așteptăm dernicia dumneavoastră. Probabil ați venit din alte biserici, alte comunități. Hai să punem cu toți ce Dumnezeu vă pune pe inimă, dar să fim tare darnici, cu inimă largă. Copiii aceia care vor învăța, sunt sigur, curriculum care este necesar, plus despre Iisus Hristos, despre Dumnezeu să aibă amprenta peste acea grădiniță și să fie o lumină în acest cartier și nu numai în acest oraș. În următorul cântec vă invităm să dăruiți pentru acest proiect și vă mulțumim în numele Domnului, în numele Bisericii Harvest. Fiți binecuvântați! Păcatul tău a fost plătit.
De mult mi-am dorit să vă pun întrebarea asta, fiindcă noi toți vă cunoaștem, sunteți de aici, din Arad, dar poate prea puțin știm un pic despre chemarea dumneavoastră, despre modul în care Dumnezeu v-a chemat în lucrare, când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Ne puteți spune în două, trei cuvinte? Cred că vreți să continuăm închinarea, nu-i așa? Haideți să invităm pe prietenii noștri de la The Messengers să urce din nou alături de noi și vom mai cânta împreună, și când spun împreună, e de adevăratele astea, vom cânta împreună încă două cântări. Poate dintre cele mai cunoscute piese ale lor. Așa că haideți să ne ridicăm în picioare, pentru că și ei își doresc să vă audă pe voi cântând. Și sigur știți piesele astea. Așa că, dragilor, aveți vocile odihnite, haideți împreună să cântăm. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această seară, această vorbitate. O duce în inimile noastre de-a lungul anilor care Dumnezeu ne îngăduie să mai fim împreună. Fiți binecuvântați, țineți credința, stă rugiți pentru Hristos și planul Său divin să se împlinească cu fiecare dintre noastre cu această frumoasă biserică. Amores, fii binecuvântat, frate Cristi, toată conducerea bisericii acestea și oriunde ați fi slujitori, Doamnelor, fiți binecuvântați și vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră în această seară. Vă aducem și salutul bisericii Agape din Portland, Oregon și bisericii Grace din Naples, Florida. Fiți mult binecuvântați. Și acum să ne închinăm cu aceste frumoase două cântări, iubire, iertare și la Calvar. Cel mai frumos moment
ce-s ridicată către cer, dar ca Golgota nu-i niciun în univers, în Israel. Avem intrare slobodă la Tatăl,
Scântăm acest ultim imn la Calvar, inspirat din Roman, capitolul 3, versetul 21, în jos. Iertarea prin credință. Mergeți cu Iisus acasă. Adopt Jesus, they are the
asta cu acest imn, cu gândul la Iisus. Și vreau să nu pleci de aici până nu spui și tu o rugăciune. Și dacă te rog, pleacă-ți capul în rugăciune și vorbește cu Iisus acolo unde ești. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru că astăzi din nou Te-ai atins de noi. Ne-ai vorbit prin cuvânt, ne-ai adus aminte cine suntem în Tine. Mulțumim că ne-ai adus aminte ce biruințe avem în Tine, cine suntem. Glorificăm numele Tău pentru ceea ce ești în noi. Mulțumim, mulțumim pentru că ne-ai vorbit prin cuvânt. Mulțumim pentru că ne-ai readus aminte de statutul nostru special, acela de fii de Dumnezeu. Mulțumesc că ai sunt fii și fiice ale Regelui. Mulțumim pentru că ești Regele nostru. Ne închinăm înaintea Ta, glorificăm numele Tău. Mulțumim că ne-ai vorbit apoi prin cântare, prin închinare și am putut să ne înălțăm glasurile noastre, pentru că Tu ești vrednic de toată închinarea, toată gloria aia Ta, toată cinstea Ta, toată lauda și toată mărirea Ta. Glorificăm numele Tău pentru ceea ce ești, pentru ceea ce ai fost și pentru ceea ce vei fi în vecii vecilor. Mulțumim așa de mult pentru prietenii noștri de la The Messengers, binecuvintează-i, poartă-i Tu din biruință în biruință. Doamne, mă rog pentru zilele care urmează, pentru acest turneu, rămâi scutul lor, pasa lor, ocrotirea lor. Mă rog, Doamne, Tu să binecuvintezi viața lor, lucrarea și slujirea lor cu multă roadă. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm. Mulțumim că ești Dumnezeul care poartă de grijă. De aceea mă rog, Doamne, pentru fiecare persoană care e în locul ăsta și, Doamne, poate e legată de îngrijorare, în numele Domnului Iisus Hristos, adă eliberare. Poate că există boală, în numele Lui Iisus Hristos te rog, vindecă, pentru că ești Dumnezeul care vindeci. Doamne, cu toată biserica cerem vindecare pentru pastorul Cristi, te rugăm, vindecă în numele Lui Iisus Hristos. Doamne, dă putere tratamentului și îți mulțumim pentru că Tu faci lucrul ăsta. Mulțumim, Doamne, că ești Dumnezeul care ne binecuvintează. Nu merităm, tot meritul este al Domnului nostru Iisus Hristos. Pe El îl glorificăm, Lui ne închinăm și Lui mulțumim pentru seara asta. În numele Lui ne-am rugat. Amin. Dragilor, ne-am bucurat să fim cu voi împreună. Ne-am bucurat să petrecem cu voi împreună. Pe toți vă invităm să mai reveniți la Harvest. Și pe voi vă invităm să mai reveniți la Harvest. Evident, fratele Tipei este așteptat ori de câte ori poate să vină împreună cu noi. Mulțumim Domnului pentru seara asta specială. Vrem să vă încurajăm să treceți prin zona standului de resurse. Avem CD-uri. Nu eu am CD-uri, prietenii noștri de la The Messengers au CD-uri, puteți să le achiziționați, puteți să le luați acasă și în felul acesta puteți să vă bucurați de muzica lor și zilele care urmează. Vă dorim tuturor o săptămână binecuvântată, Dumnezeu cu voi, cu familiile voastre, fiți binecuvântați ori de unde ați venit, Dumnezeu cu voi. Amin. Vă prezint aici salmii, toți făcuți din oțel. Suntem aici la Harvest, acum mergem spre ieșire. A fost un program foarte frumos. A fost messenger de la America, nu mai știu de unde. Aici standuri, grupul messenger. 40 de ani. Frumos. Clădirea, secția, aici. Deci unde e grădinița? Nu știm încă. Aia în față, acolo. Acolo se va construi grădinița. Teofil, cum e atras de grădinițe, de tot timpul. Da. Încolo e Aradul, Oradea, Timișoara. Și ne uităm după un avion. Nu avem niciun avion deocamdată. Biserica. Fiu, am găsit mașina. Am căutat-o. A, nu știți voi povestea cu căutările de la mașini, la gară, la tren. Da, asta e. Să vă mai povestesc într-o zi.